Nu este un secret pentru nimeni că cea mai grea meserie este cea de părinte. Și asta pentru că părinții au rol extrem de important nu doar în creșterea, ci și în educarea copiilor. Cum reușesc unii să devină niște modele pentru copiilor, nu trebuie să rămână însă un lucru necunoscut. Tocmai de aceea, în capitala Moldovei a fost lansat proiectul Școala Familiei. La Iași a fost lansat ieri proiectul biofizicianului Virgiliu Gheorghe, intitulat Școala Familiei. Evenimentul a început cu o conferință cu tema Rolul părinților în dezvoltarea copiilor de la naștere la maturitate, susținută de un medic psiholog. De multe ori copiii supraveghetați își închidă potențialul atunci când nu au acces la dimensiunea spirituală. Acum, partea asta de dimensiune spirituală nu este discutată de specialiști în dezvoltarea umană atât de aprofundat. Acum, în Europa de Est, nu doar în România, au fost tot felul de schimbări pe perioada comunistă. Noi le-au avut faze vitrine, pentru că facultățile de psihologie au fost închise și tot ce a reprezentat dezvoltarea copilului a rămas în urmă și în momentul acesta se resimte. Da? Însă, există această dificultate de a vorbi de dimensiunea spirituală umană. Participanții au putut descoperi aspecte mai puțin cunoscute privind rolurile matern și patern în dezvoltarea armonioasă a propriilor copii și de asemenea au putut intra în dialog cu invitatul special în partea a doua conferinței rezervată întrebărilor. După cum știm, e cea mai grea meserie, aceea de a fi părinte și paradoxal, o practicăm, dar nu avem atestat pentru ea. Suntem obișnuiți să ne specializăm, să căpătăm o diplomă și apoi să practicăm o meserie. Aici facem o excepție. Suntem întâi părinți și mereu învățăm până la final când vom vedea ce diplomă vom primi de la cel de sus, dacă am fost sau nu părinți buni. Evenimentul a fost organizat de Asociația Părinți pentru Ora de Religie, filiala Iași și Asociația pentru Dezvoltarea Copilului și a Familiei Părinți Informați, în parteneriat cu Asociația ProRelis și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.